Încă un proces tărăgănat, încă un termen de prescripție redus. Gabriel Oprea e cât pe ce să scape de dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Interdicția publicității pentru jocurile de noroc riscă să cadă la Curtea Constituțională, iar Senatul cumpără 10 de limuzine. Nota de plată, peste 1 milion de euro. E luni 6 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder.